Tirul încărcat cu paste făinoase se întorcea din Turcia și se îndrepta spre Republica Moldova. La un moment dat, pe centura Brăilei, în apropiere de ieșirea spre Focșani, din curtea unei societăți comerciale, i-a ieșit direct în față un autoturism condus de un șofer de 18 ani care abia își luase permisul. Șoferul tirului a încercat să evite impactul, a atins autoturismul, apoi a intrat pe contrasens. Imediat remorca plină a intrat în balans, iar tirul s-a răsturnat pe câmp, cabina oprindu-se într-un copac. În urma impactului, șoferul s-a lovit la cap și la mâini, iar colegul său, care dormea, s-a ales cu răni minore. Nu, mă doare. Nu, burta nu. Dar nici cum colegul. Nu, văd. Unde mă doare? Schimbare. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? A ieșit la... Băiatul și ăla a ieșit. Noi plecăm brusc. I-a tăiat calea? Da. Nu știu, m-am ferit să ne-au urmări. În stângă, de nu am putut-o controla. Șoferul vinovat se apără și spune că a ieșit mai mult în șosea pentru că nu avea vizibilitate, însă martorii îl contrazic și spun că a sărit pur și simplu în fața tirului. De altfel, aceasta a fost și concluzia oamenilor legii după efectuarea cercetărilor la fața locului. A ieșit fără să te asiguri sau cum s-a întâmplat? Am vrut să întorc de aici să mă intru serviciul. Și nu te-ai asigurat sau? Da, iată, autoturismul? Calea. Da, autoturismul cu Renault i-a tăiat fața, ieșit în față la autocamion. Și a intrat în tanga și s-a răsturnat. Din primele cercetări, se pare că șoferul autoturismului nu se asigură la pătrunderea pe drumul european, fiind izbit în plin de către conducătorul autocamionului. A rezultat rănirea ușoară a conducătorului autotrenului. Vom desfășura în continuare cercetări pentru aflarea cu exactitate a împrejurilor producerii acestui eveniment rutier. Cetățeanul moldovean rănit a fost transportat la spital, însă nu a rămas internat. În cauză s-a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.